Clubul Atletic Roman, în colaborare cu Asociația Județeană de Atletism Neamț, organizează la sfârșitul acestei săptămâni un concurs atletic în cadrul memorialului Mircea Șerbănescu. La acest concurs și-au anunțat participarea cluburi din Piatra Neamț, Târgu Neamț, Bicaz, Bacău și Roman. În această săptămână, Asociația Județeană de Atletism, în colaborare cu Clubul Atletic, organizează memorialul Mircea Șerbănescu pentru categoriile de copii 2, copii 1 și junior 3. Deci ne-am limitat aici pentru că ne interesează care este stadiul de pregătire al acestor copii, pentru că ei reprezintă viitorul sportului și mai ales al atletismului din județul Neamț. Organizatorii, cei de la Piatra Neamț, ne-au confirmat că au făcut invitații la cluburile de la Bacău, Tecuci, Vaslui, Piatra Neamț, Bicaz, Târgu Neamț și Roman. Noi sperăm într-o participare numeroasă și în felul ăsta și calitatea rezultatelor va fi pe măsură. Întrecerile sportive se vor desfășura în sala de atletism a clubului și pe stadion. Probele la care vom organiza sunt probe de alergări, de viteză în sală, pentru copii și junior 3, vor fi probe de sărituri în lungime, înălțime, vom avea și probe de aruncări dacă ne va ajuta timpul, aruncarea greutății, ciocan, probabil se va face suliță, este tot la fel, o opțiune a antrenorilor în funcție de numărul de participanți și, nu în ultimul rând, vom avea cu certitudine probe de cross, care se vor desfășura probabil în parc. Urmează ca în continuare colegii mei să se implice în organizarea, în susținerea și ducerea la bun sfârșit a acestei competiții care trebuie onorată cum se cuvine. Programul va începe sâmbătă 29 octombrie de la ora 9 dimineața.